Capitolul 2. Ți s-a întâmplat și ție? Îți răspund la întrebare, dar îți propun să lăsăm aceasta pentru finalul timpului nostru petrecut împreună. În schimb, hai să continuăm subiectul devastării prin care trece un creștin în urma unui tratament oribil din partea altui credincios. Așa cum ți-am spus, a fi răstignit de către confrații creștini este una din cele mai mari dureri pe care un copil al lui Dumnezeu o poate cunoaște. Aceasta poate să te afecteze atât de profund încât poate marca sfârșitul vieții tale ca și creștin practicant. Răstignirea poate avea efecte nelimitate asupra vieții tale. Ai putea rămâne infirm pentru tot restul vieții tale, puterea ei distructivă urmărindu-te până la mormânt. Pe de altă parte, răstignirea te poate afecta pozitiv, atât de pozitiv încât atunci când reapari, vei fi o persoană cu totul schimbată. Am observat că o răstignire printre slujitori poate distruge nu doar omul, ci și lucrarea lui în totalitate. De multe ori când un slujitor al lui Dumnezeu și-a văzut reputația distrusă, evenimentul îl urmărește toată viața, alterându-i nu numai viața personală, ci limitându-i pentru totdeauna lucrarea de slujire. Trist pentru unii, răstignirea distruge totul. Desigur, acest naufragiu nu se limitează la slujitori, ci poate fi soarta oricărui credincios. Acest lucru poate fi afirmat cu certitudine. Chiar dacă rezultatele sunt pozitive sau negative, în oricare dintre situații, distrugerea este groaznică. Niciunul nu a fost pregătit pentru chinul răstignirii. Dar chestiunea cu care ar trebui să ai de face este vindecarea, nu-i așa? Problema restaurării tale dintr-o rănire adâncă profundă. Destul de ciudat este faptul că nu răstignirea în sine cauzează cea mai mare distrugere. Urmarea ei, consecințele ei, devastează chiar mai mult. Notează, pentru toți cei ce au fost crucificați, există o urmare. Tu te afli în această urmare. Unde te vei duce să găsești vindecarea atât de dorită? Unde să faci primul pas? Răspunsul e unul remarcabil.